Salutare prieteni și bine ați revenit pe blogul meu. Astăzi facem un unboxing pentru o placă de dezvoltare ceva mai specială. Este o placă denumită Paralela și a fost achiziționată de pe DigiKey. Valoarea acestei plăci de dezvoltare este un mini computer, este de 1600 de lei. Fără să ne înlugim prea mult, haideți să vedem ce conține. Bineînțeles, placa vine într-o într, -o, într -o pungă antistatică, furnizată de 3M am să mă împământez și eu sau să mă descarc de energie electrostatică. Să facem sigiliu și să vedem cum, cum arată placa. A fost livrată în 4 sau 5 zile din America. Și cutia arată cam așa. Foarte simplistă, foarte ieftin sigilată. Să vedem ce găsim pe cutie. Un quick start, un link către un quick start. Vendor și cam așa arată paralela. Furnizorul Adapteva. Mai avem ceva. O placă. O adresă MAC. Să putem și sigilile. Și cam atât. o simplă placă, o, de fapt mai complicată placă de 1600 de lei. Vine cu două bucăți de adeziv termoconductor ce se lipesc pe um, suprafața procesoarelor și integratelor, vom vedea mai acuși, și asigură o disipare mai bună a căldurii, o împrăștiere mai ok, o mai rapidă, mai eficientă a căldurii. Și cam atât. Nu primești foarte multe chestii pentru, pentru banii tăi. Ce mai avem aici, o, un pliant de înregistrare, și cam atât. Asta este tot. Mă așteptam la ceva mai mult, să fiu sincer. Să le punem deoparte și să vedem cum arată placa. Are ca un factor de formă dimensiunea unui card de credit. Și avem acest sticker care ne indică faptul că a fost, piesele au fost lipite cu un aliaj fără plumb. Și cam așa arată placa. Așa arată suprafața superioară a plăcii. Avem toate componentele și aproape toate componentele și circuitele integrate. Vom arunca o scurtă privire asupra fiecărei, fiecare componente, ca să zic așa. Și pe suprafața inferioară avem uh, 4 conectori, uh, în sumă, în total, cred, 48 de pini de, uh, cu funcții multiple, GPIO-uri, un uh, slot pentru card, uh, card microSD și foarte, 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 foarte multe componente pasive. Condensator de decuplare, rezistențe de limitare de curent, presupun de protecție, cel mai sensibil, cea mai sensibilă componentă la, componentă la SD este chipul de la Xilinx, un chip ZinQ 7020, ce conține un procesor dual core, dual core ARM A9. Și cam, Atât găsim interesant pe partea inferioară a plăcii. Este o placă cu 12 straturi și haideți să vedem mai în detaliu ce avem pe suprafața superioară. Avem bineînțeles un conector Ethernet Gigabit, un conector micro USB și un conector pentru alimentare. Menționez că are nevoie de o alimentare de 2 2 a la 5 V, o sursă de alimentare de 10 W. Avem un chip de la Analog Devices, nu știu pe de rost care este rolul lui. Și aici avem cele două chipuri principale. Avem un FPGA, un Xilinx Zynq care are integrat procesorul dual core. Mai avem un chip foarte mic ce cred că se ocupă cu alimentarea și furnizarea surselor de tensiune pentru celelalte circuite integrate, un integrat de la Texas Instruments, având în vedere că este aproape de un conector mini HDMI, aș zice, s-ar putea să mă înșel, și aici un micro HDMI, avem un circuit de la, nu pot să-mi dau seama, de pe cameră, avem un controller, presupun, pentru circuitul de, pentru interfața internet, Ethernet, și aici avem un, un chip de memorie, aș spune că de la Micron, nu sunt sigur, puteți căuta mai multe detalii despre el, nu am aruncat o privire asupra acestui, a, acesta este coprocesorul cu 16 nuclee pentru procesorul principal Arma 9 este un procesor ce lucrează în paralel cu procesorul principal ZinQ. Cam aceasta a fost placa paralela. Dacă ai întrebări sau sugestii, lasă-le în secțiunea de comentarii. Pe data viitoare!